Robert Andrei Glință, primul notător român campion european într-o probă masculină, a fost votat în unanimitate de către Consiliul Local, cetățean de onoare al municipiului Pitești. Robert Andrei Glință a învățat să înoate la bazinul olimpic din Pitești, apoi a început în notul de performanță la Clubul Sportiv Municipal Pitești. În 2015 a cucerit titlul de campion mondial la juniori la 100 de metri spate și s-a calificat la Jocurile Olimpice de Vară de la Rio de Janeiro din 2016. Tot la 100 de metri spate a doborât recordul mondial pentru juniori și a stabilit un nou record național pentru seniori. A fost singurul înotător român care a ajuns în faza finalelor la Jocurile Olimpice de Vară de la Rio de Janeiro în proba de 100 de metri spate, unde s-a clasat pe locul 8 după ce în semifinale stabilise un nou record național al României. În aprilie 2019 a devenit primul român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, după ce a reușit să coboare sub baremul de calificare la 100 de metri spate la reuniunea de la Guangzhou din China. La Guangzhou a înnotat cele două lungimi de bazin în 53 de secunde 70 de sutimi, baremul stabilit de Federația Internațională de Natație pentru această probă fiind 53 de secunde 85 de sutimi. La finalul anului 2019, la campionatele europene în bazin scurt de la Glasgow, a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului la 100 de metri spate. În mai 2021, la Budapesta, a cucerit medalia de aur la 100 de metri spate și a devenit primul înotător român campion european într-o probă masculină din istoria natației românești. Robert Glință a scris istorie pentru România la campionatele europene de natație de la Budapesta, iar în ședința Consiliului Local din 30 iunie 2021 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Pitești.